prezența dumneavoastră astăzi, pentru că consider un moment foarte important pentru județul Botoșan. Astăzi avem un nou președinte al Consiliului Județean Botoșan. V-am alături pe dumneavoastră, văd în sală foarte mulți primari aleși și cred că împreună președintele Consiliului Județean cu primarii din județul Botoșan au o misiune în ceea ce ne privește în raport cu cetățenii județului Botoșan care au ieșit și au votat schimbarea și ne-au votat pe noi atât la Consiliul Județean cât și la primărie pe care dumneavoastră le reprezentați. Cred că ne revine o misiune importantă să facem tot ce depinde de noi, să respectăm cetățenii, să ducem la îndeplinire programele care le-am asumat și pe care cetățenii le așteaptă de foarte mulți ani și împreună să nu facem de râs județul Botoșan și eu mi-asum în fața dumneavoastră, voi face tot ce depinde de mine să aducem județul Botoșan măcar la jumătatea clasamentului, nu ultimul județ din România la nedezvoltare, la sărăcie și la nu aibă locul de muncă. Cred că astăzi a fost o zi importantă. Eu vă rog și pe dumneavoastră care doriți să transmiteți un mesaj, să-l puteți face și după ce terminăm, vă invit pe toți la restaurantul Premier pentru a închina un par de șampanie împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc!